Cele mai așteptate schimbări de către români sunt cele salariale. De la 1 ianuarie ar urma să fie salariul minim pe economie 2080 de lei, iar salariul minim pentru cei cu studii superioare 2350 de lei. Pentru cei care au minimum 15 ani vechime, salariul va ajunge la 2350 de lei. Mai mulți bani vor încasa angajații de la stat. Salariile brute ale celor din Ministerul Apărării vor arăta astfel de la 1 ianuarie 2019. Un maior, gradația 4, 12 ani vechime, va încasa 5019 lei de la 4174 de lei. Un capitan, în gradația 4, 4.324 de lei de la 3.460 de lei. Iar un plutonier, gradația 4, 3.017 lei de la 2.085 de lei. În ceea ce privește salariile celor din Ministerul Afacerilor Interne, un capitan va încasa suma de 4.688 de lei de la 3.740 de lei, în timp ce un locotenent colonel va beneficia de un salariu de 4.928 de lei, adică o creștere de peste 900 de lei față de salariul actual. Și profesorii vor beneficia de măriri salariale, cel puțin teoretic, potrivit datelor furnizate de Ministerul Muncii. Un profesor cu 25 de ani vechime va încasa 5.376 de lei. Un profesor cu studii superioare de lungă durată va încasa 4.477 de lei. Iar un profesor universitar va încasa lunar 9.289 de lei. Nu vin doar vești bune în anul 2019. Odată cu majorările salariale vin și scumpiri în lanț. Benzina, motorina, țigările, vinul și berea vor avea accize mai mari cu 3,15%, adică accizele cresc proporțional cu rata inflației, conform unui document publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor. Din ianuarie, un pachet de țigări ar putea fi mai scump cu 20 sau chiar 50 de bani, tot din cauza accizei. Taxe mai mari se vor plăti și pentru băuturile alcoolice. Un litru de coniac, care costă acum 70 de lei, s-ar putea scumpi și cu 2 lei pe litru. Robor la 3 luni a crescut. Asta înseamnă că față de anul trecut, cine are un credit prima casă, plătește o rată mai mare cu 200 de lei. Schimbările vizează și programul Rabla. De la 1 ianuarie 2019, procedura va fi următoarea. Trebuie să casați o mașină veche de peste 8 ani, înmatriculată, care să aibă ITP-ul valabil, deci să genereze emisii, și să o înlocuiți cu o mașină nouă pe care să o achiziționați în cadrul programului, aplicând pentru bonificația respectivă, care poate să ajungă la aproximativ 2000 de euro dacă emisiile de poluanți ale autovehiculului nou achiziționat sunt foarte reduse. Tichetele care rămân nevalorificate de anul acesta se vor pierde. Nici elevii nu scapă de schimbări în 2019. Președintele Centrului Național de Evaluare și Examinare a anunțat schimbări majore, la felul în care vor arăta subiectele începând cu anul viitor. La unele discipline erau deja item obiectiv, respectiv socio-umane sau geografie. Nu erau astfel de subiecte la română, matematică sau istorie. Concret, subiectele de la examenul de bacalaureat și evaluarea națională vor avea 40% item obiectiv, adică întrebări deschise și tip grilă.